nostru este candidatul Viorica Dăncilă. Salut, mâna! Bine ați venit! Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Mi-aș fi dorit ca în această seară să fiu aici, în studioul la dumneavoastră, cu contracandidatul meu, cu Klaus Iohannis, pentru o dezbatere, pentru ca oamenii să ne vadă așa cum suntem și să dăm dovadă de respect față de români, să ne spunem fiecare punctul de vedere asupra proiectelor viitoare, dar mai ales să dăm socoteală românilor, așa cum se spune la noi, asupra activității pe care am desfășurat-o, Klaus Iohannis în calitate de președinte al României, eu în cei un an și 9 luni în care am fost premierul României. Este o datorie pe care o avem față de cetățeni și cred că nu ar trebui să privim acest aspect ca pe ceva facultativ. Cred că este obligație morală față de români și față de România. Doamna Viorica Dăncilă, începem chiar din acest punct al dezbaterii. Președintele la conferința de presă a încercat să-și clarifice poziția de ce nu dorește o dezbatere. Vă invit să-l urmărim, președintele Klaus Iohannis, aseară în conferința de presă, explicând de ce nu dorește o dezbatere, de ce crede că nu este, din punctul de vedere al domniei sale, necesară o astfel de dezbatere. Și chiar mai mult decât atât. Președintele Klaus Iohannis. Asta este o conferință de presă și îmi face mare plăcere să vă revăd. Nu asta este dezbaterea. De ce nu accept o dezbatere cu candidata PSD-ului? Acum câteva minute am spus câteva lucruri despre PSD. Doamna Vasilica Viorica Dăncilă, fost prim-ministru, dat jos prin moțiune de cenzură, a fost parte activă a tuturor mârlănilor PSD-iste. A sprijinit activ încercările de acaparare a justiției. A fost foarte activă când a fost vorba să facă zid împreună cu guvernul împotriva unor persoane cu probleme penale, fiindcă asta a fost ușor de văzut. A fost o persoană foarte activă în a guverna, pe scurt, împotriva românilor. Doamna Dăncilă este reprezentanta unui partid antidemocratic.